Camere insalubre pe unde mișună șobolanii și gândacii sau băi fără uși și fără baterii de duș, studenții din campusurile Universității București au ajuns la capătul răbdării. Condițiile oferite de stat sunt sub limita decenței, iar asta i-a scos în stradă. Au depus deja o plângere la parchet, au lipit afișe pe ușile rectoratului, dar fără niciun rezultat. Am fotografiat un șobolan în căminul, în campusul din Grozăvești. Dacă vreți să vi-l arăt, este mort, l-a omorât un coleg de-al meu. În campusul Grozăvești, studenții Universității București sunt cazați în camere precum cele din filmele de groază. Băile sunt adevărate focare de infecție, iar fiecare student se descurcă așa cum poate. A1, care este un cămin de lux, ar fi rezervate locurile pentru cei care vin cu Erasmus sau care vin din străinătate. În principal, cam în toate sunt probleme. Cele mai mari ar fi, să zicem, în Grozăvești C, în Grozăvești D sau chiar la Măgurele, unde avem colegi care ne-au spus că sunt câini chiar prin cămin, adică merge câinele pe hol prin cămin sau gândaci, șoareci. Dacă lași pâinea pe masă, spre exemplu, atunci când o ridici, să fie fix o familie de gândaci sub ea. În schimb, studenții sunt obligați să plătească anumite servicii, precum conexiunea la internet. Sunt de 25 și de 35 de abonamente pe lună. Între pe cameră sau fiecare student? Nu, fiecare persoană cu cuștătate. Timpul funcționării cam mai pică netul de multe ori. Nemulțumiți de mediul în care sunt obligați să învețe, studenții au ieșit în stradă și au depus plângeri la parchet împotriva conducerii Universității București pentru abuz în serviciu. Am ajuns să depunem această plângere penală la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2, pentru că cei din conducerea Universității din București refuză să ne asculte, refuză să negocieze, nu au timp pentru studenți, rectorul mai degrabă e plecat la conferințe internaționale în țări străine pe banii universității decât să încerce să rezolve problemele noastre. În lipsa rectorului Mircea Dumitru, nimeni din conducerea Universității București nu a dorit să comenteze problema studenților cazați în căminele groazei. Nu, nu, nu.